ritmul pe care îl vedem în ultimul an, de când a preluat domnul Rafila, cu un dezinteres pe care numai dânsul poate justifica. Lucrurile evoluează extrem de încet și am văzut declarațiile de zilele trecute că vom avea spitale regionale în 2027. Vă pot spune cu toată onestitatea că lucrul acesta este fals. De ce vă Dacă bazați? Lucrurile merg în ritmul în care au mers în ultimele 12 luni, ca să nu vorbesc de mulți ani în urmă, nu vom avea spitale regionale finalizate în 2027. Nici gând.